Dragi ascultători, mă bucur să revin pe calea undelor în cadrul emisiunii Înțelesul cuvintelor neînțelese. De data aceasta ne propunem să aducem în discuție o serie de expresii culese din anumite contexte biblice. Dorința pe care o țintim este familiarizarea cu înțelesul biblic, considerând factorii sociocultural și istoric al celor scrise. Așadar, prima expresie pe care vă propun în seara aceasta se găsește în Fapte, capitolul 27, versetul 9. Trecuse chiar și vremea postului. Vremea postului. Este vorba de postul din ziua cea mare a ispășirii, Iom Kipur, care cădea în ziua a 10-a a lunii Tishrei, adică pe la sfârșitul lunii septembrie, după începutul toamnei, când călătoriile cu cărăbile pe mare erau primejdioase din cauza timpului rău, adică băteau vânturi și furtuni mari. În Epistola către 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 8, găsim versetul: N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Pâinea de pomană. Unii din Tesalonic încetaseră orice muncă, pentru că vine Domnul, estimaseră ei. Atunci la ce bun cultivarea pământului și preocuparea cu treburile acestei vieți? Și, ca o tristă consecință, ei se amestecau în toate. Pavel protestează cu vehemență. Nimic din învățătura lui nu putea fi luat ca pretext pentru o asemenea neorânduială. Dimpotrivă, el însuși dăduse exemplu, muncind cu mâna lui pentru a nu fi povară nimănui. Iar exemplul suprem este răbdarea lui Hristos în așteptarea momentului să se înfățișeze iubitei sale adunări. Ordinea din viețile lor a avut consecințe vizibile. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Cine nu muncește, trebuie să trăiască din pomana altora. Pavel nici nu a practicat acest obicei în timpul șederii sale în biserica din Tesalonic, nici nu acceptă ca cei credincioși să aibă o astfel de atitudine. A mânca pâine este o expresie ebraică, în sens lărgit, ea poate să însemne câștigarea mijloacelor de trai în general. Pavel compară expresia de pomană cu lucrând și ostenindu-ne zi și noapte. Misionarii au urmat aceste principii fundamentale în propovăduirea lor, pentru a putea transmite la rândul lor Evanghelia fără plată. Adevăr pe care îl găsim în Epistola către 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 7. De asemenea, apostolul se referă la lucrarea sa și a colaboratorilor săi, pe lângă propovăduirea Evangheliei și păstorirea duhovnicească. Deci, câștigarea pâinii. În acest fel, ei au fost gata să le dea tesalonicenilor chiar și viața lor. După cum susțin unii comentatori, a mânca pâinea pare să fi fost o figură de stil ebraică pentru a-și câștiga existența, potrivit unui comentariu cultural istoric. Scumpi ascultători, vă propun o altă sintagmă formată din două cuvinte pe care o găsim în cartea profetului Isaia, capitolul 18, versetul 4. Căci așa mi-a vorbit Domnul, eu privesc liniștit din locuința mea, pe căldura arzătoare a luminii soarelui și pe aburul de rouă, în vipia secerișului. Conform dexului, vipia se referă la o căldură foarte mare, arșiță, zăpușeală. Moment când o acțiune sau un fenomen în desfășurare atinge cea mai mare intensitate, toi. Sinonimic se mai referă la caniculă, călduri, dogoare, febră, fierbinteală, toropeală și altele.
Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage. Luca, capitolul 22, versetul 41. Aruncătură de piatră. Expresia la o aruncătură de băț este aceeași cu expresiile la o azvârlitură de băț sau la o aruncătură de piatră. Cele trei expresii reprezintă un singur lucru și sunt sinonime cu foarte aproape. Expresia este folosită frecvent și în zilele noastre. Cei mai mulți oameni știu că expresia la o aruncătură de băț reprezintă un loc în apropiere. Conform textului, aruncătură, distanță la care ajunge un obiect aruncat. Scumpi ascultători, iată-ne ajunși la finalul emisiunii de astăzi. Interpretarea expresiilor de mai sus a fost posibilă grație adunării unor gânduri concise din comentariile diversilor autori creștini. În Proverbele, capitolul 24, versetul 5, scrie: un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Fie ca înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu să locuiască din belșug în noi. Amin.